Înainte de a citi câteva versete din Biblie, aș vrea să vă întreb câți din dumneavoastră, dacă ar fi posibil, v-ați dori să trăiți în Sodoma și Gomora? Mâna sus! Deci nimeni nu vrea să trăiască în Sodoma și Gomora. Până la urmă nici eu n-aș vrea. Și totuși, haideți să citim un cuvânt. Această poveste nu numai că eu o reiau în predică în seara asta, ci însuși Iisus Hristos a reluat-o în predicile sale. Și vom auzi relatarea din Luca, capitolul 17, începând cu versetul 28. Ia să auzim Sfânta Scriptură. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla ai Doma sau la fel. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat cu foc și pucioasă din cer și i-a nimicit pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul Omului. În ziua aceea, cine va fi pe acoperișul casei și își va avea vasele în casă, să nu se coboare să le ia. Și cine va fi pe câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Oricine va căuta să-și scape viața, o va pierde. Și oricine o va pierde, o va găsi. Amin. Vă invit să vă reașezați. Știam că nu o să vreți Sodoma și Gomora. Pentru că știți ce e acolo. Povestea acestor două cetăți este o poveste arhicunoscută. Și știți foarte bine ce s-a întâmplat acolo. Acolo păcatul a ajuns și spune Moise, autorul cărții Genesa, că datorită trăirilor oamenilor din Sodoma și Gomora s-au urcat mari plângeri înaintea lui Dumnezeu. Adică s-au dus scrisori către Dumnezeu și erau niște plângeri penale, cum se face la procuratură, la justiție, în care se spunea, oamenii trăiesc așa, fac așa, gândesc așa, acționează așa. Și toate aceste plângeri s-au dus la Dumnezeu. Și Dumnezeu a reacționat. Și Dumnezeu a decis să nimicească Sodoma și Gomora. Dar în același timp Dumnezeu și-a arătat latura lui de dragoste. Și spune acolo în Genesa că Dumnezeu vrea să cruțe pe Lot și pe familia lui. Acea stare de păcat cumplită care a fost acolo a stârnit mânia lui Dumnezeu. Sigur, nimeni nu și-ar dori să trăiască acolo, în condițiile alea, pentru că era foarte urât. Pentru că oamenii au ajuns într-o asemenea grosolănie în păcat, încât de foarte multe ori am probleme în a-mi imagina. Nu-s de acord cu Lot, dar atunci când îngerii aceia au intrat în casa lui Lot, și tinerii și bătrânii, că de multe ori spunem, generația asta atât de nevinovată, nu-i așa, nu simți și voi treaba asta, și până biserici, tinerii, ăștia ne strică, ăștia ne... ne bagă în groapă, dar acolo sunteți salvați, între ghilimele, de ideea asta că spune, și cei tineri și cei bătrâni au venit să bată cu pumnul în ușă la Lot și spune, deschide-ne! Și Lot, bună seara, am venit, v-am deschis, ce doriți? Vrem oamenii ăia dinăuntru, dar ce vreți să faceți cu ei, să vorbiți? Vrem să ne împreunăm cu ei. Erau homosexuali. Și Lot a făcut un gest atunci incredibil. A spus, am două fete care sunt fecioare, nu s-a atins niciun bărbat de ele, vi le dau, dar lăsați în pace pe musafirii mei. Eu n-aș face în viața mea așa ceva. Și totuși a riscat până acolo, încât a zis, poftiți! Și ei nu le-au vrut. No! Până acolo a mers nebunia omului. Normal că n-aveți cum să votați să trăiți în Sodoma și Gomora. Și deși n-ați votat nici unul și nici eu, vreau să vă spun în seara asta că noi trăim într-un fel exact în Sodoma și Gomora.
Ce s-a întâmplat zilele astea este ceva zguduitor, strigător la cer, cum spunem noi românii, ce s-a întâmplat în America. Problema acestui păcat nu este din generația noastră sau de alaltăieri. Asta e, după cum vedeți, de la începutul lumii, căderea omului, păcat l-a dus pe om înspre, și înspre păcatul ăsta, a sodomiei. Dar niciodată în istorie, după cum eu sunt informat, pot să și greșesc, niciodată păcatul ăsta n-a fost legiferat. Adică nu s-a dat o lege prin care să se accepte acest păcat, că e un drept, că e o libertate a individului, că e recunoscut ca o alegere și că cei care vor să facă asta pot să o facă, legea îi va apăra, nu îi va incrimina nimeni niciodată, ei pot să se constituie ca și familii, bărbați cu bărbați și femei cu femei. Niciodată în istorie n-a fost legiferată povestea asta. Așa că, într-un fel, Sodoma noastră de astăzi e mai urâtă decât cea de atunci. Mai grosolană, mai mizerabilă. Aseară am folosit evanghelizare și după aceea am stat la masă la discuții cu câteva persoane. Era un om acolo, l-am numit eu un om intelectual pentru că avea o cultură generală destul de bună și fără să vrem din ricoșeuri în discuții, dumnealui a fost acolo la evanghelizare, am ajuns în punctul ăsta în care dumnealui a spus eu studiez problema asta și într-adevăr păcatul ăsta este o, problema asta este o boală a individului și oamenii ăștia care se nasc genetic cu treaba asta nu pot să scape niciodată. Atunci a trebuit să vin și să citesc Sodoma mea și a voastră, unde cresc copiii mei și unde stăm și noi în seara asta și facem evanghelizare încă. Iată ce spune cuvântul Domnului și i-am spus și la acest domn. Capitolul 1 Romani, versetul 21. Fiindcă, fiți foarte atenți, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit, nici nu i-au mulțumit și s-au dedat la gânduri deșarte. Și inima lor, fără pricepere, ce s-a întâmplat cu ea? Începe să vină noaptea. Ce s-a întâmplat cu inima fără pricepere? S-a întunecat. Ascultați ce spune mai departe. S-au fărit că sunt înțelepți. Haideți să ne uităm în lumea care trăim noi. Vă imaginați America, fala lumii. Cea mai puternică democrație, cea mai... țara unde toată lumea, orice etnie își găsește locul. Frumusețea democrației, inspirația democrației mondiale. S-au fălit că sunt înțelepți. Când i-a întrebat toți de ce ați acceptat asta, pentru că trebuie să se producă democrația și libertatea individului până la capăt. Adică să nu mai fie nicio limită. Bă, dacă vrei să stai în cap, stai în cap. Dacă vrei să stai în mâini, stai în mâini. Dacă vrei, faci tot ce vrei tu. Dacă vrei să fii așa, ești așa. Dacă vrei să fii invers, ești așa. Pentru că există aici o anumită influență a diavolului care dorește să spună așa. Omul sau individul va ajunge în fericire maximă atunci când prin legi, fiți foarte atenți, îi se va da la o parte orice gard, orice piedică, orice opreliște, orice incriminare. Adică omul să trăiască o libertate maximă. Să nu mai simtă niciodată în inima lui oare e voie, oare e păcat, să nu mai simtă nicio apăsare. Când omul, spun cei care pregătesc această mentalitate și această filozofie, când omul va ajunge să nu-l mai spere nimic, să nu-l mai condamne conștiința, să nu-l mai condamne nicio lege, nimic, atunci omul va fi fericit. Ei s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Și ascultați ce se întâmplă în continuare. Și au schimbat slava lui Dumnezeu, Dumnezeului nemuritor, într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. Versetul 24. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției, ca să-și urmeze poftele inimii lor, așa că sneștinse singur trupurile,
căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit făpturii și s-au închinat făpturii în loc de Făcătorul, care este binecuvântat în vecii vecilor, spunem amin. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției. Apoi a început povestea sodomiei. Aș vrea să vă spun tuturor, nu-i vorba de ceva genetic în viața mea și a dumneavoastră atunci când pătrunde păcatul și nebunile lui. E vorba de un moment în care noi ne tragem de sub mâna lui Dumnezeu, e momentul când îl dăm pe Dumnezeu afară, este momentul când Dumnezeu mă lasă. Când Dumnezeu mă lasă, în secunda următoare apare nebunia în mintea mea și a ta. Nu ne mai place nevasta, nu-ți mai place bărbatul, nu-ți mai place ascultarea, nu-ți mai place regulile, nu-ți mai plac principiile, nu-ți mai place adevărul, în schimb îți place minciuna, nu-ți mai place fidelitatea, îți place depravarea, nu mai îmi place să am o nevastă, vreau și trei amante. Din momentul acela apare în viața ta și a mea nebunia. Pentru că niciun om care se depărtează de Dumnezeu nu poate să facă un lucru sănătos. Pentru că atunci când ne domină firea pământească și păcatul, atunci mintea noastră este pervertită și eu și dumneavoastră, noi toți de aici, devenim pradă necurățiilor. Asta e Sodoma și Gomora de atunci, asta e Sodoma și Gomora de azi. În această seară eu predic într-o lume și ei au cântat și dumneavoastră sunteți aici și am făcut o evanghelizare într-o lume desfigurată de păcate. Ascultați-mă ce vă spun. Bolnavă, distrusă. Și noi ne plimbăm prin lumea asta. În această seară suntem aici să ne asumăm lumea asta în care trăim, să recunoaștem că suntem în ea, să recunoaștem că ne-a trebuit să ne creștem pruncii și trebuie să știm că Sodoma și Gomora a atins și a declanșat mânia lui Dumnezeu și Dumnezeu a zis, șterde pe fața pământului Sodoma și Gomora și a plouat într-o zi instantaneu, foc și pucioasă. Și aceste două cetăți au fost nimicite, încă după câteva ore, când răsărea soarele, se ridica un fum negru din Sodoma și Gomora și povestea lor s-a încheiat. Sodoma mea și a dumneavoastră și lumea în care noi trăim are și ea un verdict. În timp ce noi cântăm și predicăm și suntem aici, luăm în serios, iar asta foarte în serios, mai puțin în serios, nu știu, și lumea mea și a dumneavoastră are dată un verdict. Ia să auzim verdictul ăsta. 2 Petru, capitolul 3, versetul 9. Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi, pentru mine, și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Să spunem toată adunarea de aici de la Șiria, amin. Țineți minte, Dumnezeu vrea să-l cruțe pe Lot și pe familia lui. Dumnezeu are o îndelungă răbdare și voiește, la fel, să-ți cruțe viața ta, să-ți cruțe viața mea. Faptul că n-ai intrat în mânie și în justiție și n-a declanșat decretul, stimați români, stimați frați rom, stimați penticostali, baptiști, ortodoxi, catolici, faptul că Dumnezeu n-a declanșat când au votat 5-4 în America pentru sodomie și în momentul următor Dumnezeu putea declanșa mânia lui și să șteargă în 3 ore de pe fața pământului continentul american fără nicio problemă. Dumnezeu poate să distrugă România fără nicio problemă. Dumnezeu poate declanșa decretul când vrea El. Știți de ce? Pentru că El este Dumnezeu, să spunem cu toții aleluia. Și pentru că se justifică. Pentru că noi suntem o lume confundată și cufundată în păcat. Pentru că eu și cu tine avem probleme în seara asta. Și pentru că noi care suntem aici, noi luăm în glumă adevărul lui Dumnezeu de foarte multe ori. Și veți vedea asta imediat. Dumnezeu e justificat, David spunea în psalm. Doamne Dumnezeule, în psalmul 51, dacă tu declanșezi judecata împotriva mea, tu ești fără vină.
Dacă Dumnezeu declanșează judecata lui în Siria peste noi, n-are nicio vină, e drept. Spuneți cu toții amin? Câți votați pentru dreptatea lui Dumnezeu? Domnul n-are nicio vină dacă în această seară începe judecata cu mine. Tu vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Dar totuși strigă David, ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. Și mă rog pentru cei din cort, pentru cei de pe lângă cort, Dumnezeu în această seară să-și arate mila lui. Mă rog pentru cei care ne urmăresc pe internet, prin televiziunea Credo, Dumnezeu să aibă milă de România și ziceți amin. Dumnezeu să aibă milă de bărbați și femei. Dumnezeu să aibă milă de generația tânără, să spunem amin. Dumnezeu să aibă milă de generația care este în vârstă, care să spere de orice veste și mai ales de spaima morții. Dumnezeu să se atingă de toată adunarea noastră. Amin. Dumnezeu nu întârzie. Ceasul lui este fixat. Decretul-i dat. În amănunt. Dumnezeu nu trebuie să inventeze roata. Dumnezeu a făcut planul. Dar faptul că nu acționează este ăsta. Are o îndelungă răbdare pentru că voiește ca toți care aud Evanghelia în această seară să vină la pocăință, să vină la schimbarea vieții, cum a predicat fratele meu, să accepte puterea Duhului Sfânt care să-i străpungă în inima și să strigăm, suntem vinovați și să venim prin căință și pocăință la crucea Domnului Iisus Hristos, să invocăm în această seară sângele lui Iisus Hristos, care are putere să ne curățească de orice păcat. Să invocăm puterea Duhului Sfânt, care ne poate libera de nebuniile care sunt în noi, de viciile care ne pasc zi de zi, de himerele care ne fură și de nelucile care ne amăgesc, de minciunile lui Satan, care te-au făcut să te duci în cluburi de noapte, să te droghești și să faci multe lucruri împotriva lui Dumnezeu, a soției ta care i-ai jurat fidelitate, împotriva soțului tău, împotriva părinților tăi pe care îi minți de luni de zile, spunând că mergi în stânga, tu te duci în dreapta, spunând că ai cheltuit banii la cofetărie, tu ai cheltuit prin pornografie și prin tot felul de lucruri reprobabile și imorale. Suntem aici în această seară, Sodoma nu e acolo, Sodoma e aici printre noi pe undeva, iar noi ne mișcăm prin Sodoma și Gomorra. Dumnezeu a dat verdictul, dar Dumnezeu își arată latura lui pe care scrie dragoste și dorește nici măcar unul să nu piară, nici unul de la Siria, nici cei de pe margini, nici din șosea, nici cei din spatele cortului, nici cei care vor să asculte predica, nici cei care povestesc aiurea lucruri de nimic, nici pentru voi care stați în povestea aiurea, nici pentru voi Dumnezeu n-are o inimă de justiție și Dumnezeu zice în seara asta, vreau toți să fie pocăiți. Vreau tot să fie salvați, vreau tot să fie mântuiți, vreau tot să fie liberați și spun împreună cu voi, arată-te Duhul Sfânt între noi, arată-te sânge sfânt, atinge orice bărbat și orice femeie și fă-ți numele de slavă la Siria. Iisus Hristos este Domnul. Amin. Dar nu știu dacă tu crezi asta. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț și ca un laț. În ziua aceea, cerurile pe care te uiți acum, care sunt vizibile, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de marea căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Repet încă o dată, și pământul cu tot ce este pe el va arde, va fi un sunet grosolan. Cerul va trece cu trosnet și tot ce este va arde și se va topi de marea căldură a focului. Aș vrea să vă întreb în această seară, câți de aici credeți că se va întâmpla asta? Mâna sus. Vreau să văd un vot. Aia de pe margini, țineți mâinile sus voi. Aia de pe margini, credeți? Și voi care povestiți pe acolo pe margini despre știu câte, că nu v-ați văzut de mult, credeți că pământul cu tot ce este pe el va arde încă o dată? Mâna sus cine crede? Mâna sus cine crede? Decretul ăsta-i dat, puteți să le lăsați. Țineți minte, nici predica mea, nici cântările lor nu o să schimbe decretul ăsta. Să ții minte asta. Nici dacă stăm în mâini și în picioare, decretul ăsta nu se mai schimbă niciodată. Niciodată.
Nu mai există negocierea de la Sodoma și Gomora în care Dumnezeu a stat cu Avram în mijlocire și Avram a zis, dacă găsești 50 de oameni, las cetatea, o las. Dacă găsești 45, o las, o las. Dacă găsești 40, 30, 20, mai risc o dată, Doamne. Mulți teologi îmi spune, de ce a mers Avram, de ce n-a mers mai jos? Nu știu de ce n-a mers. I s-a părut că este prea mult să-i ceară lui Dumnezeu o asemenea mijlocire. 10 oameni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dacă 10 de aici sunt pocăiți, toată lumea este salvată. Toată Sodoma și Gomora scapă de justiția lui Dumnezeu. Dumnezeu acceptă negocierea. Avram, dacă 10 oameni de treabă aici ne prigăniți, Sodoma și Gomora rămâne în picioare. Dar vă spun în această seară, puteți să fiți 1000 de oameni neprihăniți. Decretul ăsta nu se schimbă. Asta rămâne pentru totdeauna. Pentru că Dumnezeu este da și amin. 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 Binecuvântat să fie numele lui Iisus. Duhul Sfânt atinge România. Duhul Sfânt convinge oamenii aceștia că ce spui tu este adevărat. Evanghelia are putere. Evanghelia va rămâne în picioare. Din toată inima, glorie Domnului. Din toată inima, glorie Domnului. Din toată inima, glorie Domnului. Ține minte, în comparația cu Sodoma și Gomora, lor și a mea și a voastră e o diferență, a doua. A zis Iisus Hristos, voi aveți o șansă imensă. Care, Doamne? Să vedeți una din zilele Fiului Omului. Să vi se tai respirația în minutul care urmează. Nu că predic eu în seara, zis, sunt nimeni, zero barat. Am șansa să văd, și ai văzut mai multe. Dar în seara asta, să o reducem toată istoria la seara asta. Ai șansa să vezi una din zilele Fiului Omului. Și Iisus a spus, atenție, dacă cineva nu va pricepe ziua Fiului Omului, ziua mântuirii, ziua harului, ziua iertării, ziua pocăinței, ziua izbăvirii, pentru cei din Sodoma și Gomora va fi mai ușor decât pentru voi care sunteți aici în seara asta. Asta n-am zis eu, asta a zis Iisus. Pentru cei din Sodoma și Gomora va fi mai simplu în ziua judecății decât pentru tine de pe margini sau de aici din cort. Dacă în această seară nu vei pricepe că aici nu sunt zilele țiganilor, că aici nu sunt zilele lui Cristi sau altcineva care se chinuie să se întâmple aici, că nu sunt zilele penticostalilor, că aici nu sunt zilele mele și ale tale, nu suntem într-o ceremonie absurdă, frumoasă, într-o sărbătoare câmpănească, aici la Șiria. Este o zi pe care scrie ziua lui Iisus, ziua harului, aleluia, ziua iertării, ziua izbăvirii, ziua când sufletul tău poate să se înscrie în ziua în care numele tău să fie scris în cartea vieții. Pentru cei de pe internet, este ziua când mă urmărești, când mă strofoc aici și predic, să ții minte, e ziua ta. E ziua când Dumnezeu îți vorbește. E ziua lui Iisus. E ziua pe care El ți-a dat-o. Una din zilele Fiului Omului. Când trăiești mai mult decât 80 de ani pe care ai trăit și ai făcut praf pe pământul ăsta. Decât 20 de ani de care ți-ai bătut joc. Decât ani de zile în care ignori pe Dumnezeu și Biblia. Și trăiești cum vrei și pe unde vrei și faci ce vrei. Minți, înjuri, faci tot felul de prostii. Vreau să spun că toate astea le-ai ratat. Dar ai o șansă pentru că Dumnezeu dorește să nu pieri, ți-a dat o seară pe care scrie, este seara lui Iisus, este seara iubirii, este seara dragostei și n-a justiției. Să spunem încă o dată, glorie lui Dumnezeu, glorie lui Iisus în veci. Îți mulțumesc, Iisuse, roagă-te și tu cu mine, îți mulțumesc, Iisuse, că în această seară mie, Gabi Zăgrean, mi-ai dat o zi a Fiului lui Dumnezeu, mi-ai dat o zi a Harului, mi-ai dat cei mai buni, pentru că Dumnezeu a avut în plan cei mai buni pentru voi. Aleluia! Binecuvântat să fie Domnul! Nu e Avram în cort, e Iisus! Aleluia! E Iisus Hristos care a stat pe cruce, domnișoară! Te-a urmărit de luni, de ani, de zile! Te-a urmărit blun, umbletele, Doamne, bărbat și femeie! Te-a urmărit și în această seară, spune, ăsta e decretul! Nu-l schimb, se va întâmpla!
Trebuia să se întâmple cu ani de zile în urmă, să fiți convinși. Nu ridicați din nou mergi, ce va fi. Trebuia de mult să intre Dumnezeu în mânie. N-a făcut-o, ai auzit. Are un delungă răbdare. A zis, mai stăm. Și eu îmi doresc să plec în, acasă la Domnul. La faptul că Dumnezeu mai lasă lumea, îmi dau seama că ai mai lăsat și seara asta și cea de aseară și mâine, dacă va vrea El. Pentru că dorește tot să fie mântuiți. Dumnezeu iubește Aradul și împrejurimile. Dumnezeu iubește România. Dumnezeu iubește sufletul tău. Dumnezeu iubește pe cei care vor să creadă în jertfa Lui și în Evanghelia Lui și în adevărul Lui. Și spun împreună cu voi, slăvit să fie Iisus! Ați să ții minte că seara aceasta, dacă nu o înțelegi corect, va trage după sine o justiție cumplită. Crezi că a fost ușor să ploaie de sus foc și pucioas? Să arzi de vii uitându-te la copilul tău? Să cadă peste copilul ăsta și părinți să uite, arde copilul meu, arde nevasta, arde cei dragi, ard! Nici apa, nimic nu mai poate stinge și un dezastru masiv. Și să auzi în seara asta, atenție, pentru aia va fi mai ușor în ziua judecății decât pentru voi care neglijați ziua mântuirii, ziua Fiului Omului. Va veni vremea, a spus Iisus, că nu o să mai vedeți zilele Fiului Omului. Dar încă în Siria mai există o zi în care nu e ziua pentecostalilor, repet, este ziua lui Iisus. Să spunem toți glorie Domnului. Cum au reacționat ei și cum vei reacționa tu în seara asta? Punctez câteva lucruri, nu le explic pe toate pentru că nu vreau să vă țin prea târziu. Primul care reacționează este Lot, pe care l-am încadrat în grupa suflete chinuite în Sodoma. Sper că ești tu ăla în seara asta. Vă simțiți chinuiți în Sodoma și Gomora? Sau vă simțiți relaxați? Ia să vă văd. Pocăiți! Creștini ortodoxi, catolici, vă simțiți bine? Da! Asta este adevărul. Că începem să ne simțim grozav de bine. Despre Lot se spunea că își chinuia sufletul. Relaxați. Ne-am învățat cu păcatul. Ne-am învățat încet și cu divorțul. A fost greu în primii ani. Pe vremea bunicilor voștri și ai mei, nu era vorba de pocăiți. Într-un sat sau într-o comună, dacă divorța cineva, ăla nu mai avea curat să iasă pe-n sat, pe uliță, următorii ani de zile. Să muta din sat și spuneau afară cu el din sat. Te temi de Dumnezeu să-ți lași nevastă? Vi se pare că cineva mai are sentimente de genul ăsta în vremea asta? Îmi vine să râd. Nu s-o mai înțeles. Azi m-a sunat cineva la telefon și zice, avem aici pe cineva, nu dau detalii, e din zona mea, și a zis, vrea să vorbească cu dumneata neapărat când te întorci. Când te întorci? Dar de ce? Vrea să-și lase bărbatul. Și vrea să mă întrebe, ascultați ce chin avea ea, vrea să mă întrebe dacă biserica o va pune sub disciplină. Asta e toată problema ei. Ori mă pune sub disciplină? Deci pe ea nu durea că-și lasă bărbatul, că el e bețiv, cum o fi? Păi au durea dacă imaginea ei va fi știrbită și biserica va lua o măsură împotriva ei că ea bacă la divorț săptămâna viitoare. Chinuiți de pericolul divorțului, mă îndoiesc. Chinuiți în sufletul nostru pentru avorturi? Ce să zic? Peste 20 de milioane de copii au fost uciși după Revoluție. Vi se pare că sunt chinuite mamele de o asemenea gest în România? Ce ziceți cei care mă vedeți și cele care mă vedeți la televizor în seara asta? Vi se pare că sunteți chinuite sufletului că trebuie să faceți asta? O veni poliția să vă oblige să faceți avort și voi n-ați vrut și a zis murim, dar asta nu facem! Nici vorbă!
O sta cineva cu pușca în spatea ta, bărbatule, să-ți duci nevasta acolo, să spui da, că ne încurcă copiii ăștia, că noi ne-am făcut planuri pentru anul ăsta să mergem la mare. Și noi ne-am făcut planuri să mergem în America, și noi ne-am făcut planuri să facem o casă, două nouă, și noi ne-am făcut planuri să avem bucurie și fericire, să fim liniștiți. Și copiii ăștia ne încurcă, afară cu ei, afară, afară! Vi se pare că mama în România este chinuită de păcatul ăsta și de crimele astea? Nici vorbă. E o laudă. E democrație. E libertate. E femeia asta are dreptul ei să fie liberă. N-a fi pe pământ toată lumea să facă prunci. Lasă să fie liberă. Vi se pare că bărbații sunt mai chinuiți că se uită pe unde se uită? Bărbați, uitați-vă la mine în seara asta. Vi se pare că nu mai dormiți noaptea pentru privirile care le-ați aruncat aiurea săptămâna asta? Ați dormit sau n-ați dormit? V-ați frământat în pat așa pentru unde v-ați uitat și ce v-ați imaginat? Ați plâns la marginea patului și să vă întrebe femeia ta, știi ceva, de ce plânge așa? Am o problemă a mea și vreau Dumnezeu să mă elibereze. Vă mai chinuiți sufletul? Mai simțiți chinul ăsta? Înseamnă că Dumnezeu e în voi. Dacă nu mai simțiți chinul ăsta, este o seară a Fiului Omului. Și în această seară, acolo unde strigă și spune, sunt o mamă, sunt un soț, sunt un copil, pierd vremea prin cluburi, fac aia, fac cealaltă, fumez, beau, fac aia și nu mai simt niciun chin, nicio condamnare, nicio revoltă. Atunci să spui în această seară, Doamne Dumnezeule, eu sunt pierdut aici în Sodoma și Gomora, Duhul Sfânt înviorează-mi, răscolește în inima, intră în casa mea, intră în viața mea, atinge-te de nevasta mea, de bărbatul meu, atinge-te de copiii mei și adu trezirea în familia noastră, că vrem să plecăm din Sodoma. Vrem să nu pierim aici. Vrem să scăpăm la munte. Vrem să scăpăm în cer, în împărăția slăvită a lui Dumnezeu. Strigați toată adunarea, amin. Amin. Foarte ciudat, stimați pocăiți și prieteni ai mei, ca seară după ce la vadul Crișului am terminat predica, am doi clienți, respectiv un soț și o soție, care de anul trecut s-au predat și oriunde merg pe zona Bihorului vin. Sunt în drum spre Botez. Erau atât de zdrobiți. Frate, că dumneata, la dumneata ne-am predat și s-o legat de mine. Ce-i baiul? E greu. Când am fost și am făcut prostii noi doi, tot nebunii le făcem. Bă, parcă ne împăcam mai bine. De când am decis în ziua aia să ne pocăim, e o luptă în noi. Frate, că avem momente când nu ne batem. Încă n-am ajuns acolo, dar niște presiuni și niște tensiuni și niște nervi, niște agitații. Și trebuie să vă spunem că n-are rost să ne ascundem de Dumnezeu, că noi vrem să ne botezăm. Să știi, câteodată ne ies pe gură tot felul de vorbe și ne pare rău și plângem un ceas, nu mai știm ce să facem. Și am spus, știți ceva? Dumnezeu a intrat în viața voastră. Și s-a uitat spirați, dar nu se poate. Ba da, Dumnezeu a intrat în viața voastră și a început o lucrare. Dar e momentul când să vă predați cu toată inima, fără rezerve, mâna Lui. Dacă Dumnezeu nu era în viața voastră, voi nu veneați aici la vadul Crișului, nu știu câte zeci de kilometri. Dacă Dumnezeu nu era în viața voastră, nu stăteați până la urmă, la ora 10, să vorbiți cu mine. Dacă Dumnezeu nu era în viața voastră, nu arătați atât de dărâmați, de chinuiți, de păcat și de o vorbă și de alta. Nu erați atât de, le curgeau lacrime din ochi, nu mai știm ce să facem. Noi îl vrem pe Dumnezeu, noi îl vrem pe Iisus, noi vrem să fim iertați, noi vrem să ne botezăm, noi vrem să ne întoarcem la Dumnezeu. Tremurau cămașa pe ei, pentru că în viața lor era atingerea lui Dumnezeu. Pe câți mai tremură din voi cămașa? Pentru nervii de săptămâna trecută. V-ați enervat? V-ați mâniat? Ați zis tot felul de vorbe săptămânile care s-au dus la nervi. Față de nevastă ta, de bărbatul tău, de părinții tăi. Ai făcut semne după ce s-a întors mama? Ai făcut așa? Lasă-mă în pace. Tu crezi că ești pocăit? Tu crezi că ești în regulă?
în Sodoma și Gomore pentru gestul ăsta să fie un chin sufletesc imens, încât să stai pe la port să te uiți: Doamne, nu vine un predicator, nu vine un om al Tău, nu vine o predică, nu vine un cuvânt de har, nu să stai aiurea pe margini. Așa stătea Lot la intrare în cetate: nu trimite Dumnezeu un mesager, nu trimite Dumnezeu o cântare. V-ați plictisit de cântări în seara asta, nu-i așa? V-ați plictisit de predici pe YouTube, v-ați plictisit de predicatori, vreți senzații tari, vreți lucruri care să zboare predicatorii până aer, până cort, să vină pe partea alaltă și să vă uitați uimiți ca avioanele. Asta da, asta da. Vreți să ne rupem plămânii, gâtul și amigdalele ca să strigăm, să vă convingem prin ton că nu mai știm ce să facem, că Iisus Hristos e la șiria, că Duhul Sfânt este aici, că Dumnezeu în puterea Lui este aici, că Dumnezeu te poate vindeca, te poate elibera, Dumnezeu te poate atinge, că seara asta este seara izbăvirii. Duhul Sfânt, atinge-te de orice inimă. Ăștia-s chinuiții. Chinuiții din Sodoma. A doua categorie sunt glumeții. Aici cred că o să găsesc mai mulți chinuiți, nu știu câți am găsit. Glumeți. Domnișoară, bărbatule, domnișoară, domnule, vreau să spun ceva. Asta e seara ta și să știi că Dumnezeu vrea să te pocăiești în seara asta, că ziua de mâine nu e a ta și dacă nu te pocăiești și mori, te duci exact în iad și să știi că pământul cu tot ce este el pe el va arde. Amin! Domnișoara s-a uitat la tine și eu zis: păi nu știu că e ultima seară, că e ultima... Du-te, mă, că ăștia șantajiști, manipulanți. Vor să ne manipuleze mintea noastră, că mi-au zis și mie, ascultând un predic, oamenii ăștia mai intelectuali, care nu au vrut să spună: Dumnezeu m-a atins. Zice: domnul predicator, vreau să spun, ce școală ați făcut? Închei. Ați făcut psihologie? Nu. Sunteți un psiholog desăvârșit. Dar de ce spuneți asta? Mi-ați citit și gândurile și inima. Vă uitați în ochii oamenilor, fixați, învârtiți, suciți, manipulați, vorbiți tare, vorbiți încet. Deja începeam să mă văd și eu cum arăt în predică. Până atunci nu știam, că n-am timp, în timpul predicii nu știu ce fac în general. Mă trezesc după ce zic amin. Dar vreau să vă spun în seara aceasta că eu nu fac psihologie cu dumneavoastră și nimeni din cântăreți n-a vrut să facă asta, deși și cântăreții și eu și fratele care au predicat ai tău dorim să vedem puterea lui Dumnezeu. Nu vă ascundem asta. Dorim să vă vedem strigând amin și aleluia. Vă dorim să vă vedem atinși de Duhul Sfânt. Dorim să vă vedem pocăindu-vă, aleluia. Dorim să vedem că Dumnezeu face semne și minuni. Ne dorim asta. Dar nu te pot obliga să spui da. Nu pot obliga pe cei de la televizor și de pe internet să... Nu vă pot obliga să spuneți da în seara asta. N-am cum. Dar vă spun adevărul. Asta pot. Este o seară în care poți să vii cu toată ființa ta spre Dumnezeu. Stimați gineri, vă rog să vă faceți bagajul repede. Imaginați. Faceți-vă repede bagajul. Bă, dar ce-i cu socru? Repede, repede, grăbiți-vă. Dar de ce? Mi-a spus Dumnezeu. Cum te-a spus Dumnezeu? Cum vorbește Dumnezeu? O trimis doi oameni. Cine-s? X și Y. O trimis și ce ți-a spus? Repede ia ce aici, gineri, fii și fiice și familia și ieși afară din Sodoma și Gomora, acum urgent, pentru că Dumnezeu a decis din cauza păcatului să nimicească cetățile. Le nimicește cu desăvârșire. Repede bagajele să plecăm. Și văd pe ei că până atunci au stat așa puțin emoționat, după aia s-au aruncat ginerii amândoi în fotolii. Unul și-a luat tableta. Mă vezi de treabă ce glume are socru, Doamne, nu l-am mai văzut așa agitat. Și încep să se roage: Doamne, liniștește-l pe socru, pe tata. Liniștește predicatul pe Gabi Zăgrean din seara asta. Rugați-vă, dacă mă liniștește Dumnezeu, e bine, da? Liniștește-i, Doamne, și pe ăștia de la Toflea cu cântat aici de neorupt în bucăți. Liniștește, Doamne, și pe organistul Zaria. Doamne, fă ceva, că ăștia au glume în program, ăștia, că așa să ne pocăiască în seara. Chiar vrem asta. Dar nu noi vrem asta. Iisus Hristos. Și i-au zis lui Lot: tata, socru, glumeaște.
În seara asta Iisus Hristos se prezentă aici. Tu poți să crezi că tot ce se întâmplă aici este o glumă. Este ceva interesant. În Biblie scrie, cei nesocotiți glumesc cu păcatul și cu Dumnezeu. Știți că din cauza unei asemenea percepții nebunești că predica, cuvântul Bibliei, adunarea, sângele lui Iisus, jertfa de la cruce, în glume, o grămadă de oameni s-au dus în iad la ora asta. Și ginerii lui Lot cu telecomanda, cu iPad-ul, cu iPhone-ul, cu Samsung-ul, cu înfumurarea, cu mândria, cu aroganță. Ce mă învățați voi pe mine? Dar ce vrei să-mi spui tu mie? Dar ce povești are el în cap? Când a venit prima lovitură de pucioasă aici în cap, în brațele lor, li s-a dus iPad-ul și iPhone-ul și telefoanele și tăte și au strigat cu disperare, Dumnezeule, e foc în casă, pângă casa noastră. Au avut socru dreptate, că există Dumnezeu, că există mesageri, că există predici, că există avertizări, că există har, că există iertare, că există sânge, că există pocăință. Tot ce a zis Dumnezeu este adevărat. Tot ce a zis tata e adevărat. Tot ce a zis tata e adevărat. Tot ce a zis mama, tot ce mi-au spus părinții, tot ce mi-au spus pastorii, tot ce mi-au spus preoții, tot ce scrie Biblia, este 100% adevărat. Dumnezeu este adevăr. Dumnezeu este adevăr. Eu trebuie să proclam adevărul. Eu trebuie să proclam adevărul pentru ca tu să-l auzi și eu trebuie să mă rog împreună cu părinții, cei care vor să se întâmple minuni, ca Dumnezeu să te convingă, pentru ca Duhul Sfânt să te determine să crezi că la șiria nu e o glumă, e Dumnezeu prezent aici, e Iisus Hristos Domnul, e Duhul Sfânt care mișcă inimile și Evanghelia între noi și spun împreună cu voi, aleluia, aleluia! Crezi că-s glume? Am mai spus în predicile mele istorioara asta. Un om se ducea la biserică, era duminică dimineață. Și cam așa trebuie să meargă oamenii la biserică, cum a mers el. Cam așa. Voi cum mergeți la biserică? Domnișoarele, v-ați uitat vreodată poșeta acasă? Nu. V-ați uitat vreodată ce e în poșetă? Doamne, ferește că suntem pierdute. Simt că n-am. Când îmi uit telefonul, spun că n-am ceva din mine, un rinichi. Atât de mult m-am învățat cu el. Nu uit telefonul niciodată. Pot să uit de nevastă-mea magazin, pot să-mi uit un copil undeva pe stradă, dar nu uit telefonul, nu-l uit. Câteodată vin să-l zdrobesc în picioare și pe el, dar capul meu mi l-a zdrobit, dar n-am cum, că mai am nevoie de el. Eu nu-i în totalitate distrus. Dar am problema asta cu telefonul. Dar aș vrea să vă spun ceva. Așa trebuie să mergeți cu Biblia, la biserică, cu Biblia. Spuneți amin. Și nu băgată până gen și până asta să nu vadă nimeni, să o vadă oameni și să scrie Biblie. Lați de aia cu cruce ca să nu vă bată ortodoxi. Lați una cu cruce așa mare să vă iubească. Și mergeți cu ea așa, făcând cinste, că dacă vrei să-ți vadă pantofii ăia sclipitori, că m-am uitat deja la o domnișoară, și vrei să-ți vadă tăți paftaua ta cu Versace și cu Armani, bă, lasă-vă lângă Armani să mai meargă și Sfânta Scriptură. Spuneți toți amin, că și vouă romilor vă place să mergeți așa, vizibili, să vă arătați papucii. Voi aveți cei mai frumoși papuci din lume. Încep să mă iau și eu după voi, dar țineți minte, trebuie să vă luați Biblia cu voi. Câți votați pentru asta? Amin. Și în timp ce omul ăsta a mers cu Biblia la biserică, un tânăr, era în perioada interbelică, era pe cal. Acum avem alți cai aici în spate și împrejurim, numai cai albi, negri, maro, cu stele, cu stemă, cu rotunduri, cu elice de avioane, beambiști și așa mai departe. Și venea cu calul și când a ajuns în dreptul acestui om, văzându-l cu Biblia, i-a pus o întrebare ironică și a zis, Domnule, iadul e departe? La care omul cu Biblia a priceput că l-a luat peste picior și n-a răspuns. N-a zis nimic. Asta a râs, a întors calul de hăț, repede a luat-o pe prima stradă la dreapta,
Omul nostru mergea la biserică tot pe stradă și când a luat-o și el la dreapta, a văzut o grupare de oameni acolo și când s-a apropiat, s-a uitat printre ei și tânărul de devreme căzut jos pe beton într-o baltă de sânge mort. Mort! Făcuse o mișcare bruscă al unei case de pe cal, dăduse cu capul de beton și a murit. Povestea asta o găsiți în Sămânța Bună din anul cărticica aia nu știu care. Mort! Atunci a adunat inima și a spus, cu 3 minute înainte, tânărul ăsta m-a întrebat, în glumă, în ironie, în mândrie, domnule, iadul e departe? Și iadul a fost la 5 minute de el. Ieșiți afară, gineri dragi, pocăiți-vă toți care sunteți în această seară aici, pentru că Iisus Hristos vine pe norii cerului, pentru că împărăția Lui este gata să apară, aleluia! Pentru că El vine să-și ia ce-i aparține. Și aș vrea să întreb, tu vei fi acolo? Dacă ai înclinat spre glume de ani de zile, te rog să te oprești în seara asta. Și mă rog din toată inima, Dumnezeu, prin Duhul Sfânt să te atingă, să iei în serios pe Dumnezeu. Să spunem toții amin. Să spunem toții amin. Următoarea categorie care o găsim aici sunt că și cei care cred și cei care își chinuie sufletul și cei care iau în serios ca mine și ca tine, totuși mai zăbovim. Totuși mai zăbovim. Și nu vrem să ne pucăim de tot. Mai ne lăsăm câte ceva. Am ce să faci, că toți suntem oameni. E drept că scrie în Biblia așa, e drept că trebuie să fim așa, e drept că... Așa-i, frate! M-am săturat și eu de atâtea aprobări. Așa-i, frate Gabi, e exact cum ai zis. Da, tu ce? Ne chinim și noi. Păi, dar trebuie să schimbe asta. Trebuie să te lași de minciună, trebuie să te lași de corupție. Trebuie să fii corect cu Dumnezeu și cu legile. Da, dar pe cine poate am o fi? Nu mai fi mai catolic decât papa. Tu trebuie să fii mai catolic decât papa. Tu trebuie să crezi și să trăiești după Biblie. Aleluia! N-am treabă cu papa, astea-s vorbe. Tu trebuie să crezi în Biblie. Nu ți-o cerut Dumnezeu să fii mai sus decât Biblia? Unii chiar vreți asta. Nu asta trebuie să vreți. Trebuie să vreți să fiți ca în Biblie. Dacă Dumnezeu spune să iubești, să iubești. Amin. Dacă Dumnezeu spune să ierți, să ierți. Dacă Dumnezeu spune să faci asta, să faci asta. Spunem toți amin? E foarte ciudat că ne-am săturat de păcat, de toate nebunile din lumea asta. Dar când Dumnezeu ne spune să ne predăm cu toată inima pentru Dumnezeu, să ne pocăim cum trebuie, mai stăm o țâ. Mai stăm un pic. Lot afară! Nu m-am tic, Doamne. El nu mai avea treabă, dar uite să învârtem pe acolo. Hai, Lot afară, că nu putem să intrăm înainte, să declanșăm nimicirea lui Sodoma până nu ieși. Că Dumnezeu vrea să te cruță, ești a Lui, aparții. Dar hotărăște-te odată, hotărăște-te. Doamne, încă un pic. Mulți mi-au spus, mai fac cu afacerile alea după aia, când mă las de tot și mă pocăiesc, apoi nu lipsesc niciodată la adunare. Chiar când vrei să faci asta? Vreau să aud și eu. La toamnă? Ați auzit ce-o cântat tinerii de aici? Primăvara, vara... Toamna și iarna. Eu te laud pe tine, Doamne, încă o dată. Eu te laud pe tine, Doamne. Doamne, e vară. Ieși afară din situația asta. Doamne, e vară. La iarnă, atunci e vara sufletului, ies. Bă, Lot, ieși odată. Tu ești cap de familie. Unde îți dirijezi fetele și nevastă-ta? Las că ieșim. Bă, nu te-ai chinuit tu la partea cetății? N-a așteptat o predică bună? Ba da! Ne-a așteptat-o niște trimiși al lui Dumnezeu? Ba da! Ne-a așteptat-o să-ți vorbească Duhul Sfânt în față? Ba da! Nu te-ai dus la rugăciune să-ți vorbească Dumnezeu în taina inimii să spună cum ești? Ba da! Și? Mai am un pic de treabă. Lasă că-l pun eu la punct pe ăla, lasă că mai am treabă cu ăla, lasă că mai cu ăla și apoi să vezi tu pocăință. Lasă-mă! Îți spun ceva în seara asta. Tu ești într-o categorie de oameni care crezi, te chinui, îți place de Dumnezeu, îți place predica, îți place cântarea, îți place adunarea, numai nu vrei să fii hotărât 100% pentru Dumnezeu. Și acest zăbafnici cu inima, acești oameni care zăbovesc, nu știu de ce îmi spune Duhul Sfânt în inima mea că sunteți aici în seara asta. Mă rog prea puțin. Da? Da! Mă duc prea rar la adunare, da. Nu am pus în familia mea ceea ce trebuie, dar încep când?
când? De când nu te-ai rugat cu nevasta și cu pruncii tăi în familie? Pocăiți! Nu vă întreb pe câți ați dat la rost săptămânile trecute, că ridic astăzi mâinile aici. Nu vă întreb când ați spus vreau așa, vreau asta, la adunare să fie așa, cântările să fie așa, aia să fie asta, dar câți ați făcut practic ceea ce v-a spus Dumnezeu? Lot, ieși afară, ieși din situația asta, ieși din încremenirea asta, ieși din plictiseala asta, din pocăință, ieși din ațipirea asta, adormi, Lot, în adunare, adormi și ți-ai chinit sufletul și Dumnezeu ți-a trimis izbăvirea, izbăvirea la șirii aici. Cine vrea să fie salvat în seara asta? Duhul Sfânt îți vorbește în seara asta. De câte ori ai zis încep, asta e ce am vrut, asta știu ce trebuie să fac, și n-ai făcut. Aș vrea să spun în încheiere că mai există a patra categorie: ieșiții, dar nu până la capăt. Iisus Hristos a vorbit de categoria asta și a zis: nu dezvolt, nici eu nu o să dezvolt. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Vă aduceți aminte de ea? Vă aduceți aminte? Când a fost vorba de glume, n-o zis nimic. Bărbate, vin cu tine, hai cu mine. Când e vorba de zăbovire, o zăbovi și ea. Dar când a fost vorba să iasă, o ieșit. Numai că în inima ei a avut o problemă. Și Dumnezeu a zis: te duci înainte, că nu glumesc. Să nu te oprești, că nu glumesc. Să nu te uiți înapoi, că nu glumesc. Că dacă faci asta, o să trăiești consecințele. Și ea nu l-a crezut și s-a întors și s-a prefăcut într-un stâl de sare. Ieșiți, dar nu de tot. Ăștia sunt pietriți. Doamne, te rog să ai milă de noi în vremea asta. Mă doare sufletul, pentru că în adunările noastre sunt atât de mulți oameni împietriți. Mereu se uită înapoi, mereu regretă, mereu nu cred tot ce spune Dumnezeu. Cred jumătăți de adevăr, 80%, 90%. Își predau aproape total viața Domnului, dar ceva mai lasă și pentru lume și pentru ei. Și toți aceștia sunt oameni împietriți, blocați. Nu te cunosc în seara asta. Dar Duhul Sfânt este aici și îmi spune în sufletul meu că sunt aici persoane care nu mai au niciun chef de pocăință, care nu mai au nicio poftă să meargă înainte, care nu mai au nicio pasiune pentru Dumnezeu, nu mai au nicio pasiune pentru rugăciune, pentru post, pentru citirea Bibliei, pentru mersul la biserică. Au ieșit din lume, v-ați botezat. O vreme l-ați iubit pe Dumnezeu cu toată inima voastră, că dacă vă cerea atunci Dumnezeu să muriți pentru El, ar fi murit în 5 minute. Acum de ani buni de zile nu te mai interesează, nu mai poți, nu-ți mai dorești nimic. Ești un pocăit plictisit, blocat. Și adunările noastre sunt pline de asemenea oameni. Asta-i priveliștea din Sodoma. Sodoma ne-a influențat pe noi și copiii noștri. Iubirea lumii ne-a prins. Am început să iubim banii din ce în ce mai mult și inima noastră s-a împietrit. Am ajuns să ne străpungem pe noi și copiii noștri cu o mulțime de chinuri. Și noi suntem nevasta lui Lot, blocați. Am ajuns să iubim funcțiile în biserică mai mult decât rugăciunea și smerenia. Am ajuns să iubim de a fi văzuți mai mult decât anonimatul. Am ajuns să dăm în stânga și în dreapta bani și donații la vedere, cu camere de filmat pe noi, așteptând chitanțe și osanale de la pastori și predicatori și conducători. Am uitat că milostenia se face în ascuns. Da,
am uitat că rugăciunile adevărate se fac în ascuns. Da! Am uitat că posturile de care mulți își înfâng, își umflă gâtule spunând, am postit 3 zile, am postit 15 zile, am făcut asta, am fost în jertfă. Noi suntem în jertfă, voi? Dacă postești, postește în ascuns, nu fă reclamă, în ziua aia zâmbește, fii vesel încât nici să nu trădeze nimeni că tu ești în post. Fă-te că plouă, fă ce vrei, dar nimeni nu-și dă seama. Fă o milostenie încât să nu simtă nimeni că tu faci așa ceva. Fă-o des, ca să nu-ți mai aduce aminte niciodată de ea. Să te încurci, să spui nu știu. Am întâlnit un om de genul ăsta săptămânile trecute. Și când a spus cineva, știi că mi-ai făcut acum 20 de ani și nu mai știu nici dacă mă tai în două, pentru că am uitat total. Ăștia sunt oamenii care trăiesc în ascuns pentru Dumnezeu. Azi suntem cu toții cu pieptul scos, vrem aplauze. Există competiție între noi, între predicatori, între cântăreți, între biserici, între proroci, între religii. Să zic mai departe, spuneți. Să zic mai departe? Pot să zic mai departe? Am ieșit, dar nu până la capăt. Mi-am oprit și din cauza asemenea gândiri lumești, uitând ce a spus Ioan din partea Duhului Sfânt, nu iubiți lumea! Nu iubiți gândirea și filozofia lumească în aplauze! Nu iubiți aprecierile, nu le căutați cu lumânarea! Nu te duce după aia să spui dacă tu n-ai predicat că a fost dezastru acolo. Nu te duce spunând de aia n-au fost cântări că tu n-ai fost. Asta înseamnă că iubești lumea. Asta e un lucru din lume, nu din lumea lui Dumnezeu. Și cine iubește lumea și lucrurile din lume, dragostea Tatălui nu este în el. Și te miri că ne dezbinăm, te miri că ne împărțim, te miri că într-un orășel 700 de biserici. Să mă mir eu că mă sună cineva, nu vrei să vii la noi în țară vineri seara? Dar frate Gabi, avem o problemă, care asta? Nu știm unde să facem întâlnirea. De-o facem la noi, aia nu vin. Aia vin tot penticostali. De-o facem la ei, nu vin ai noștri. Fraților, să mai vorbesc? Și atunci ne-am hotărât, rămân bulversat, adică ei mă roagă pe mine să fac o seară în plus de efort decât programarea mea. Eu zic, dacă iubesc pe Dumnezeu și oamenii, și ei îmi spun că au o problemă. Îmi venea să iau Biblia să mă bat cu ea în cap, dar pe telefon aș fi vrut pe el să-l bat în cap. Și am găsit soluția care? Să facem într-o sală neutră să poată să vină și aia și aia. Să se întâlnească ei berbeci acolo împreună și să creadă că ei aparțin lui Dumnezeu, că ei sunt mari lideri, că ei sunt mari pastori, că ei sunt mari conducători și ei cred că acolo ne-a adunat Dumnezeu să facă semne și minuni și vine Gabi Zăgrean și vine Toflea și vine X și vine Y și apoi ce-a face Dumnezeu bucurii să știe alalți că noi suntem puterea, că noi suntem aia unde revarsă Dumnezeu har și să roagă de le să umflă venele, dar venele lor sunt pline de venin și nu de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În această seară vă spun că există o categorie de oameni ieșiți, dar care s-au întors înapoi spre Sodoma, care s-au întors înapoi spre obiceiuri, care s-au întors înapoi spre mentalități lumești, care s-au întors la șaradă, care s-au întors la scenă, care s-au întors la propagandă, care au ieșit din lume, dar vor să fie artiști în biserică, care au lepădat lumea, dar vor să fie ridicați în funcții și în biserici, ca să fie ei cineva. Uitați! Stâlpi de sare, oameni blocați și încremeniți, care n-au în ei Duhul lui Dumnezeu. Este nevoie de un miracol azi la Șeria. Cel care poate despletri inimile este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cel care poate zdrobi mândrii și orgolii și ne poate aduce cu picioarele pe pământ este Cel care ține în mână toate lucrurile. Și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Să spunem toată lumea la adunarea, amin! Să spunem toată adunarea, amin! Să spunem toată adunarea, amin! Unde te găsești? Stând pe scaun aici, m-am gândit că până la urmă și Lot și fetele lui
care s-au dus până la capăt, au rămas și ei cu multe sechele pe ei. Nici nu mai știu care suntem întregi aici în seara asta. Pentru că Lot accepte să fie îmbătat după aia și fetele lui comut un incest. Mă întreb care suntem sănătoși aici în seara asta. Iisus Hristos vine pe norii cerului. Iisus Hristos vine. Întremură inima în mine în seara asta. Și mă întreb dacă plec. Weekendul trecut eram undeva lângă Graz. Și pe la 3 noaptea, Dumnezeu care ține fulgerele a fulgerat odată atât de tare în viața mea. Am crescut la țară, știu ce e un fulger, un tunet. Atât de tare a trăznit la câțiva zeci de metri de casă într-o transformator electric, încât eu din somn eram adormit, eram foarte obosit. Am sărit direct în șezut așa deodată, dar într-o secundă, și am strigat: O, Doamne! Am tras aerul în piept și am zis, m-am lăsat înapoi pe spate, m-am uitat pe geam, am văzut în continuare, n-am mai adormit un timp. Dar atunci am zis și mi-am adus aminte de cuvântul lui Iisus, cum ies un fulger, el acapă pământul la celălalt câteva secunde. Așa va fi când va veni Fiul omului în slavă. M-am așezat în pat și am zis, Doamne, dacă în urmă cu câteva minute era răpirea în locul fulgerului, cum m-am culcat eu aseară, cum e sufletul meu, cum e viața mea, cum sunt relațiile mele de familie, relațiile mele cu frații din biserică, plecam? Sau iadul să deschidea noaptea aia înspre mine? Și mă fixam într-o categorie care spuneam, Doamne, Doamne, cum am strigat prin somn, Doamne, Doamne, deschide-ne, salvează-ne. Dar dacă aș fi pierdut fulger, răpire, și aș fi rămas în pat, eram pierdut pentru veci, veci. Nu glumiți cu seara asta. Tinere, nu glumiți cu Dumnezeu. Nu glumiți cu Biblia. Nu glumiți cu pocăință. Nu glumiți cu principiile Bibliei. Nu vă jucați. Nu prostiți mintea voastră și pe Dumnezeu. Nu vă mai lăsați mințite de diavol spunând să poate, că nu se poate. Mai merge, nu merge. Dumnezeu este sfânt, sfânt, sfânt. Binecuvântat să fie numele Lui. Dacă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fim noi în seara asta? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Ce fel de oameni ar trebui să fie Ilaceria? Oameni cu o purtare sfântă, spuneți amin. Oameni cu o purtare evlavioasă, spuneți toată adunarea, amin. Oameni care așteaptă, spuneți toată adunarea, amin. Și grăbesc venirea zilei lui Dumnezeu, a Fiului omului. Doamne, ce-mi doresc, ca toți care suntem aici să fim, să fi fost atinși de Duhul lui Dumnezeu în seara asta. Și atât de mult îmi doresc ca cei care ne-au auzit și ne-au văzut și ne-au ascultat, Duhul lui Dumnezeu să-i atingă și pe ei. Și atât de mult îmi doresc în seara asta să se întâmple ce spune Petru, niciunul să nu plece acasă, niciunul să nu piară, niciunul să nu se piardă, niciunul, ci toți, toți să vină la pocăință.